Canicula reprezintă unul dintre principalele consecințe ale încălzirii globale. Este un fenomen care pe zi ce trece ia o mai mare amploare și este generat în principal de factori naturali. Canicula se caracterizează prin creșterea temperaturilor cu până la 10 grade peste limita normală dintr-o anumită perioadă. Ideal ar fi ca în această perioadă caniculară să existe la nivelul tuturor localităților locuri pentru amplasarea punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuție a apei potabile. Mușelenii par însă să nu resimtă atât de puternic temperaturile ridicate. Cu o pălărie, o pereche de ochelari de soare și împrietenirea cu umbra, aceștia par să înfrunte cu brio canicula. Vă faceți provizii de apă rece? Da. Cum rezistați pe această caniculă? Nu mă deranjează. Nu vă deranjează? Nu. Omul de la țară nu are probleme. Bine, stau la oraș acum. Merg la fân, la coasă. Folosiți creme protectoare cu... Nu. Asta e numai boierii de la capitală, care sunt la mare. Dumneavoastră sunteți obișnuit cu temperaturile ridicate? Chiar, și ridicate și joase. Ați avut vreodată probleme din cauza căldurii să vă simțiți rău? Nu am avut probleme până acum. Și vorba aceea, am fost 60 de ani. Cum rezistați la căldurile astea? Greu, foarte greu. Vă simțiți rău? Așa, nu prea bine. Nu prea bine. De-aia mă opresc în secundă, am plate rău. De ce nu încercați să evitați orele acestea de vârf când e căldura și mai mare? Păi nu poți, haide, trebuie, uite. Ce să faci? Cum vă protejați dumneavoastră de soare? Pălărie, ceva? Nu, am mai timp de pălărie. La anul trecut am pățit, aproape dacă nu mă vedea o doamnă, pica în jos. Și m-a dus la spital. Vă protejați în vreun fel de soare? Da, ne mai protejăm. Cum? Folosiți ochelari de soare sau pălării? Pălărie mai mult. Da. Haine mai vaporoase? Da. Încercați să evitați orele de vârf când e căldura puternică? Da. V-ați simțit rău până acum? Nu. N-ați avut probleme? Nu. Faceți față temperaturilor atât de ridicate? Nu mă stau și eu, că nicioarei mă pun la umbră undeva. Ce să fac? Folosiți pălărie sau ceva? Nu, pentru eu ceva cec în cap. Nu ați avut probleme până acum să vă simțiți rău din cauza căldurii? Da, am ietos, nu, cum la 86 de ani, ce să mai zic. Dar încercați măcar să evitați orele de vârf, când e căldura mai puternică? E bine, stau și eu în casă atunci. Nu mă iau să apară, că mai bine, mai iau mâncare, mai iau... Dar cel mai mult pe la umbră încercați să vă feriți de soare? La umbră, până că așa ieși doctorul. Mai la umbră, nu te ieși la soare, că e cam pericol. Cum vă protejați de razele soarelui atât de puternice? După cum se vede, cu ochelari de soare și cu pălărie. Sunteți în casă fără, da. Orele de vârf, încercați să le evitați? Încerc să le evit sau merg mai mult pe la umbră, de-aia trec pe bulevardul, pardon. Ați folosit creme pentru protecție solară când a fost cazul? Da, cu protecție 30 de obicei, UV, și la mare musai și pe față, și cel puțin cremele de față musai să aibă SPF 15. Și nu ați avut probleme până acum? Nu. Nu, nu v-ați simțit rău? Nu... Niciodată. Dacă vă protejați, e tot în regulă. Ok, da. Miercuri și joi, valul de căldură, care a adus deja temperaturi de 35-37 de grade Celsius în sud și est, se va extinde în întreaga țară. În aceste condiții, indicele de confort termic va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va crea neplăceri mai ales persoanelor care suferă de diverse afecțiuni. Medicii recomandă evitarea ieșirii din casă în intervalul orar 11-18, consumul de lichide, precum și de fructe și legume proaspete. Temperaturile încep să scadă începând de vineri, iar sâmbătă și duminică sunt așteptate ploi. Bine este, în primul rând, o persoană sănătoasă poate să circule și când este caniculă, dacă are o problemă importantă de făcut. Dar persoanele care se știu hipertensive, care au probleme cardiace în afară de hipertensiune, o angină pectorală, sau care au tulburări circulatorii cerebrale, persoanele care au diverse afecțiuni cerebrovasculare, este foarte important ca în perioada zilei când este temperatura ridicată să nu circule. Să consume cantitate mare de lichid, eu aș recomanda mult lichid cu lămâie. Orele de circulat ar fi de dimineață până la ora 10, iar după masă, cam după ora 5, când deja căldura a început să mai diminue. Iar pentru copii același lucru, mai ales pentru sugărei, perioada de expunere tot dimineața și seara, pentru că
temperaturile ridicate nu fac bine organismului. Pe de o parte se produce fenomenul de deshidratare, iar persoanele amintite anterior pot să facă diverse complicații la bolile pe care le au deja. Iar pentru cei care merg în concediu, să-și ia măsurile de necesare, să nu să ferească, într-un fel, să folosească aerul condiționat, care nici el n-ar fi suficient de bun dacă ar circula. Dar în cursul zilei să ferească să circule în perioadele caniculare. Practic, dacă te duci în concediu, nu te duci să te îmbolnăvești, nu? Te duci să te relaxezi și să-ți fie bine. Practic să-și încerce muntele sau știu eu și marea, dar așa cu necesitățile de rigoare.